Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi îți prezint top 10 funcții ascunse la un Mercedes. Partea interesantă este că marea majoritate a acestor funcții se regăsesc pe toate modelele mai noi Mercedes. Și nu numai. Deci e important să rămâi până la final, să le vezi pe toate 10 și dacă ai un Mercedes să le aplici, iar dacă nu ai un Mercedes să înveți despre ele și să înveți proprietarii de Mercedes pe care îi cunoști. Ăsta este primul episod din această serie. Dacă îți dorești următorul episod, te invit să dai un like acestui material și, important, să lași în comentarii cu cine ai vrea să facem episodul al doilea cu funcții ascunse dintr-un Mercedes. Pentru primul episod o avem invitată specială pe Sam. Și pentru a aplica toate aceste funcții interesante, avem invitat special al nostru Mercedes E-Class sau binecunoscutul Atos. Până să plecăm, începem așa. Dăm cheia. E la tine. Bun, nu știu cum e. Fiți atenți aici, mare manevră. Avem cheia originală Mercedes și în această cheie avem 3 funcții minim pe care le poți activa. 3? Cum adică? Păi deschide mașina și deschide mașina, închide mașina, deschide portbagajul. Poți dezactiva cheia prin apăsarea unui buton. Deci, cum adică să dezactivezi cheia? Stai să-ți explic. La nivel mondial, una dintre cele mai simple modalități de furt a unei mașini de genul acesta este tu să-ți lași cheia oarecum într-un loc safe, adică intri în casă, îți lași cheia, cum o lăsăm de altfel și noi. Nu, dar toți cred că avem așa ceva, o chestie, o cutiuță unde îți pui cheile când intri în casă. Vine omul inteligent cu un super mega laptop, un multiplicator de semnal al cheii aflată în casă și ghici ce, îți fură mașina fără să aibă nicio problemă. Adică amplifică semnalul și îți deschide mașina cu cheia care e la tine în casă. E exact ca și cum ai avea cheia aproape de mașină prin intermediul multiplicatorului de semnal. Adică nu ar trebui să ne mai lăsăm cheia atât de aproape de ușă. Nu. Poți să o lași aproape de ușă, dar trebuie să o dezactivezi. Adică poți să-i anulezi semnalul. Și cum faci asta? Deci, teoretic vorbind, ca să deschizi mașina, apeși odată aici. Da. Ca să o închizi, apeși odată aici. Și s-a închis mașina, okay. Și s-a închis. Acum o deschid și ca să dezactivez cheia, apăs de două ori pe butonul de închis. 1, 2. Confirmarea faptului că e cheia dezactivată este prin aprinderea semnalurilor de avarie de 4 ori. Îți dă 1, 2, 3, 4. Și acum, teoretic vorbind, chiar dacă ai cheia în buzunar, tu poți să tragi de ușă până mâine, că e cheia dezactivată. Cea de-a doua funcție interesantă pe care poți să o activezi tot din cheie este, uite, de exemplu, dacă te duci într-un oraș pe care nu-l cunoști și există posibilitatea, de exemplu, să apeși, să deschizi ușa, să se deschide toată mașina și prin deschiderea mașinii cineva să urce în dreapta și să-ți fure lucrurile din mașină. Poți să codezi cheia în așa fel încât în momentul în care apeși pe deschis să se deschide doar ușa de la șofer. Serios? Cum facem asta? Portiere. Dacă ține apăsat deodată pe închis și pe deschis vreo 5 secunde s-a aprins un LED roșu aici. Serios? În momentul în care închid se închide toată mașina și acum dacă deschid se deschide doar ușa de la șofer. Ce tare, nu cred. Dacă vrei să ștergi funcția asta, pur și simplu apeși din nou. 5 secunde. 1, 2, 3, 4. Păi, ești nebun. 5. Și dacă deschid acum, se deschide toate. Bă, cât de tare. Șmecheră asta. Foarte tare. Tot din cheie ai funcție de cheie, de exemplu, dacă rămâi fără baterie la cheia asta, să intri în mașină prin intermediul cheii aflate în cheie și ai locul, cum se numește, în mâner. Cheie, exact. Broasca. Și partea mai interesantă este că, de exemplu, dacă rămâi fără baterie la acest device, la cheia originală a mașinii, ai o zonă, mai exact, zona de, din zona paharelor, în care în momentul în care tu, dacă ai așezat cheia acolo, îți citește cheia și îți pornește mașina. Deci e un fel de dock, cum exact era la X6 sub exact Start Engine. Nu mai bagi cheia direct, cum teoretic la modelele vechi
efectiv trăgeai butonul de la start-stop. La modelele și băgai, vechi de la Mercedes. Exact. Okay. Și băgai cheia. Ah, ok, ok, ok. La modelele noi, pur și simplu iei cheia și o bagi în doc. Okay. Astea sunt cele trei funcții pe care eu le știu. Încă una. Hai, patru. Nu cred. Care, teoretic vorbind, sunt sigur că mulți dintre voi o știți. Dacă ține apăsat pe deschis, coboară geamurile. Ba. Așa. Okay. Și dacă țin pe închis, ce faci? Nu știu. Se închid geamurile. Asta e o funcție pe care o găsești pe foarte multe mașini, nu e ceva spectaculos, dar e o funcție pe care eu o folosesc. Mamă, și eu de la OK, e o singură OK care face da. Atâtea. Astea au fost cele patru funcții pe care poți să le activezi doar prin utilizarea cheii. Referitor la deschis și la închis geamuri, vreau să faci un exercițiu de imaginație foarte interesant, o funcție foarte tare pe care, sincer, nu știam că există pe genul ăsta de mașină. Dar, dacă, de exemplu, te pui în mișcare și urmează să intri într-un tunel și nu-ți dorești să facă un sunet foarte ciudat și nu mai ai timp să te apuci să tragi de toate butoanele de la închiderea geamurilor, prin apăsarea și menținerea butonului de recirculare a aerului în interior, adică apăs pe ăsta și îl țin apăsat. Nu cred. Ba da, toate geamurile se închid și se și închide și trapa. Da. Asta se numește funcție de tunel, iar în momentul în care intri în tunel să nu facă gălăgie foarte nasoală, pur și simplu ți-ai apăsat pe butonul ăsta, da. În jos. Funcționează și invers. Dacă, de exemplu, vreau să deschid toate geamurile dintr-o dată, țin apăsat pe buton de recirculare și se deschid toate. Bă, ești nebun, nu cred, ce tare. Sunt curios, până la momentul actual, care dintre funcții nu le știați? Doamne, cât de tare. Da, mi se pare foarte mișto. Una dintre cele mai importante și pentru mine a fost cu totul nouă, fiind utilizator de BMW, îmi lipsea foarte tare ideea de auto-hold. Ce înseamnă auto-hold? În momentul în care mă opream la semafor, fratele meu, aveam o mare problemă. De fiecare dată trebuia să trec mașina în parking sau să stau ca prost tot semaforul. Da, chiar cu piciorul pe frână. Recunosc că m-am uitat și nu am văzut. Chiar am căutat și eu butonul. Da, și nu. Nu e un buton, e un cod. Chiar are? Da. Nu cred. Da, eu mi-am luat țeapă în legătură cu asta. Nu cred. Și am fost foarte surprins când am văzut că are funcție deci de hold. Are. Da. Prin intermediul apăsării pedalei de frână. Ok, ai zice, ok, eu oricum apăs pedala de frână. Dar, teoretic, ai cum ai un semafor. Pui piciorul pe frână, te-ai oprit și ca să intre funcția hold, apasă mai tare piciorul pe frână. Apasă, hold, dai drumul la frână și mașina stă. Să moară, baby. Când trece pe verde semaforul, pur și simplu apeși piciorul pe accelerație și se dezactivează. Ce tare! Asta, sincer să fiu, în lipsea. Da, de fapt eram prost informat. Referitor la asta, ca de obicei, ai link în descriere cu școala de șoferi online, car vertical 20% reducere la orice raport și e-book-ul cu transformarea mea din ultimile. Dacă vrei să arăt așa luni. Frumos. Da, să știe. O chestie super mega șmecheră, doar pe modelele care beneficiază și de aplicația Mercedes Me, dar prin intermediul aplicației ăstea poți să-ți găsești mașina în parcare, frate. Și asta e o problemă reală, eu cel puțin mă lovesc foarte mult de ea, știu nu că cred. Și Sev la fel. Da. Prin intermediul aplicației poți să-ți găsești efectiv mașina. Dă-mi telefonul. Da. Dacă ai Mercedes Me, intri în the location și efectiv îți găsești mașina în locul de parcare. Foarte șmecher. Tot în Mercedes Me, de exemplu, dacă ești amețit și îți lași geamurile deschise, îți dă notificare că ai lăsat geamurile deschise. Și cred că și dacă ziceai că dacă plouă, îți dă notificare că plouă și îți dă să închizi geamurile. Uite, de exemplu, iar o chestie foarte interesantă. Dacă, tot prin Mercedes Me, dacă, de exemplu, lași mașina într-o parcare și îți lovește mașina, mașina memorează momentul în care e o vibrație mai puternică și îți dă notificare. Atenție că s-a întâmplat ceva cu mașina și când te urci în mașină și pornești mașina, îți dă o notificare cum că verifică în jurul mașinii pentru că există posibilitatea ca mașina să fi fost lovită pe și bune. Ca ăla să fi plecat. Da. Asta nu e o notificare tare. Ce ai vrea să primești. Nu, dar este o funcție care funcționează. Hai să facem o chestie. Yes. Ne luăm geaca și hai să mergem în spate un pic la porbagaj pentru că nu le-am verificat. Le-am văzut pe net, nu știu dacă funcționează. Deci deschid porbagajul. Cheia e la tine? Nu, e mașină. Atunci îi dau manual. Dacă, de exemplu, vrei să lucrezi la capac aici, da? Și nu-l ții.
Bănerul ăsta are o clemă aici. Nu cred. Ia vezi. Nu cred. Clema asta se prinde aici. Du-te încolo. Și poți să lucrezi? Cât de șmecher, nu te cred. N-am prins mâna, că n-am prins. Stai așa. Cred că... Așa. Așa. Ai dat și cu capul. Să prinde așa. Și poți să lucrezi acum. Doamne, cât de șmecher. Poți să te încarci. Da. Nu cred. Cea de-a doua chestie foarte interesantă. Mamă, este sense. Că ai toate astea pornite, care teoretic sunt consumatori. Deci, dacă te duci la tine la Mercedes, deschizi portbagajul și ai butonașul ăla care se apasă ca să îți confirme faptul că e închis sau deschis portbagajul, dacă tragi de butonaș, îți stinge toate luminile din portbagaj ca să n-ai consumator. De exemplu, dacă lucrezi ceva și ai nevoie să lași portbagajul mai mult deschis, prin intermediul acelei funcții, efectiv îți stinge toate luminile, ceea ce e foarte tare. Dacă folosești navigația de bază a mașinii astea, e mișto, dar totuși, dacă vorbim despre Google, dacă vorbim despre smartphone-uri, îți învață locația, unde stai. Trebuie să fii realiști faptul că din punct de vedere a navigației și a elementelor de rapiditate, smartphone-urile sunt în altă ligă. Dacă teoretic vorbind, apeși odată pe butonul de comandă vocală, mașina te întreabă dacă vrei să te ajute cu ceva și poți să-i zici, vreau acasă, închide navigația, poimi. Da, exact. Dar partea interesantă este că dacă ți-a apăsat pe butonul de comandă vocală, dai drumul la comanda vocală de pe telefon dacă ești conectat cu Bluetooth. Deci, apeși odată comanda vocală direct pe mașină, ți-a apăsat comanda vocală de pe telefon. Ceea ce mi se pare super mega șmecher, pentru că îți e foarte ușor să trimiți în navigație diferite aspecte. Iar dacă ești conectat cu telefonul, îți trimite direct pe ecranul mașinii locația în care vrei să mergi, ceea ce mi se pare foarte tare. Acestea au fost funcțiile ascunse de pe Mercedes-ul pe care noi îl avem. După cum ți-am povestit, te invit să lași în comentarii pe cine să mai invităm și să prezentăm funcții ascunse de pe Mercedes, pentru că am descoperit o grămadă foarte pe tare, care eu sincer nu le știam. Există posibilitatea ca voi să le știți. Și să lăsați în comentarii dacă mai știți voi ceva funcții care noi încă nu le-am Corect. Descoperit. Dacă știți vreo funcție interesantă de pe Mercedes, chiar vă invităm să ne lăsați, da. În așa fel încât să descoperim mai multe. Da. Să le testăm. Să vedem dacă asta are sau nu. Acestea fiind spuse, eu am fost astăzi Mihai Beldia alături de Sev și Atos. Iar până următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa.